Hai să vă arătăm unde eram acum 5 ani, pe vremea asta. Anului 2017, acum 5 ani, eram prin Maroc, una dintre țările noastre preferate și o să vedeți pe parcursul vlogului de ce. Eu am mai fost și până 2013, așa că mă vreau să mă duc și a treia oară. E contrar a ceea ce gândim noi, că, domnule, nu ne mai ducem în aceleași locuri de mai multe ori. Pentru că Marocul ăsta e o țară incredibil de diversă din punct de vedere al formelor de relief. Ai și ocean, ai și deșert, ai și munți de 5.000 de metri mereu zăpeziți, oaze cascade. Și porașii, deci nu cred că te plictisești acolo și cei care se duc în Maroc și zic să duc în Marrakech și în Fes, zic că au văzut Maroc, nu au văzut nici 5%. Nu, de fapt, noi ce conversații avem cu alți oameni care au fost în Maroc, suntem surprinși să aflăm că nu le-a plăcut Marocul, frate, da. și întrebăm, și unde ați fost, de ce nu v-a plăcut? Și ne zic, păi am fost în Marrakech, Fes, Essaouira și da, Merzouga. Și nu le place, zic că a fost hustle. Păi normal, în marile orașe, peste tot în lumea asta, e hustle-ul ăsta, că normal că oamenii s-au învățat să, localnicii s-au învățat să tragă niște bănuți de la turiști. Și mai mult decât atât, te văd ca pe niște bagnote ambulante, da, da. Oamenii prin și piețe. Noi, prin și noi am avut experiența asta, țin minte, în Fes, unde lumea se oferă să te conducă unde ai nevoie, tu îi spune, unde mergeți, te întreabă unde mergeți, tu îi zici acolo, a, vin eu că știu eu. Păi stai, că avem și noi GPS și astea. Nu, te conduc eu, zic, domnule, n-avem masă, dăm fără bani. Și când ajungi la adresă, deja începe hustle-ul, păi cum, domnule, te-am adus până aici, păi nu, dă un bănuț, păi cum n-ai? Te lovești mai marile orașe și la început când ai primul contact cu Maroc, apoi te obișnuiești, știi că trebuie să negociezi, să te ferești de orice ofertă. Avem tot felul de povești, am făcut aproape 2 luni autostop în țara asta superbă, de la nord la sud. Ce ne propunem noi să vă arătăm este că Marocul nu înseamnă doar locurile pe care vi le-am enumerat mai devreme, Marrakech, Casablanca, Rabat, Fes, Merzouga, da. Și așa mai departe. Eu îmi cer scuze de pe acum că pe vremea aia nu aveam în plan nici gând să facem vlog și o să fie și poze iserate, dar și foarte puține cadre pentru că nu le mai avem. Noi filmasem mai mult decât ce avem noi acum. Oricum, poveștile cele mai interesante nu le-am filmat, ca în orice călătorie, că cele mai frumoase momente sunt atunci spontane, fără să poți să scoți camera, mai ales contactul cu localnicii, pentru că în călătoria aceasta am avut foarte mult contact cu localnicii făcând autostopul și dormim pe la oameni pe acasă. Și din bun simț nu poți să scoți camera să filmezi când vorbești cu un om sau când te invită la el acasă. Nu, că n-ai de unde să știi ce va zice omul, la ce va scoate pe gură, cum va fi situația. Dar o să vă povestim, o să vedeți povești incredibile, nu știm câte vloguri o să iasă, o să împărțim noi cumva să nu fie prea lungă treaba. Și hai să începem, să vă zicem câte ceva. În primul rând, ce ne-a plăcut nouă cel mai mult la Maroc sau ce ne-a impresionat, ce ne-a fermecat, este, după cum a zis și Victor, frumusețea și diversitatea naturii, simplitatea oamenilor din zonele rurale. Te vede omul cu rucsacul în spate și îți face semn, ia, unde duci, ce vrei să faci și vrea să te ajute. Vino la mine acasă dacă n-ai să dormi. Contrastele puternice, șocul cultural, pentru că, după cum o să vă zicem pe parcurs, este un carnaval al simțurilor, orice medina din orice oraș. Medina fiind centrul orașului, centru vechi al orașului. Da. Arta negocierii pe care trebuie să o stăpânești foarte bine, mâncarea tradițională, tajin și, nu știu, harera, supa aceea tradițională marocană, sucul de portocale, uleiul de măsline. Și implici negocierea care vine cu toate astea. Pentru orice, un kilogram de portocale, dacă te duci să-ți iei din piață, trebuie să-l negociezi. Cea mai frecventă întrebare în Maroc e dacă e prima oară când ești acolo. Și tu dacă ai făcut greșeala să zici da, chiar dacă ești, omul deja îți bagă niște prețuri, dar 2 euro kilogram de portocale. Și tu zici, vai, cum, nu știu ce, 2 euro, 1 euro jumate, hai. Și dacă omul nu cedează, încerci să pleci ușurel și vine el după tine și zice, hai, dă cât vrei, cât poți și până la urmă e ok. Da, până înveți să
să ai răbdare cu negocierea asta, îți ia ceva și e bine de câte ori te duci în țările astea, în Maroc, de exemplu, special, să zici că, domne, sunt a 5-a oră. Deci nu mai se pune problema. Nu mai pleacă negocierea de la 2 euro, pleacă de la 50 de cenți. Important de zis este că în Maroc se vorbește franceza, adică nu prea o să găsești. Găsești în locurile turistice oameni care vorbesc și engleza, însă dacă te duci ca și noi prin sate din astea izolate de berberi sau prin locuri mai puțin turistice, trebuie să știi să vorbești franceza. Victor vorbește mult mai bine ca mine, am prins și eu de-a lungul călătoriei, am început să vorbesc și să mă descurc mai bine. De înțeles, înțelegem foarte bine amândoi, așa că nu a fost o mare problemă comunicarea cu oamenii. Altă chestie de punctat este că Marocul se întinde în sud până la granița cu Mauritania și cuprinde și un teritoriu numit Sahara Occidentală, o fostă colonie spaniolă. Marocul controlează și administrează aproximativ 75% din teritoriu. Restul de 25% din teritoriu este controlat de guvernul RADC, Republica Arabă Democratică Sahariană, un stat parțial recunoscut ce a fost proclamat de către Frontul Polisario în 1976. Ei numesc această regiune zona liberă și consideră că întreg teritoriul le aparține. De aici și conflictele din această zonă, posturile de control militar foarte dese și numărul foarte mic de turiști. Unul din locurile noastre preferate din Maroc o să fie fix în această regiune, o să vedeți pe la sfârșit undeva, este o zonă incredibilă. Am luat un zbor de linie din București, cu escala la Bergamo, astea sunt biletele pe care le-am găsit, a trebuit să noptăm acolo în Bergamo și am aterizat în Marrakech și de acolo a început aventura. Bineînțeles că acolo am mai avut eu o problemă, că acum 13 ani când am fost, n-am plecat chiar în regulă și acum a trebuit să rezolvăm problema asta. A trebuit să mergem direct în Meknes ca acolo să rezolva problema. Da. A trebuit să stăm acolo câteva zile. Da, și cu Marrakech o să vă arătăm și o să vă povestim la sfârșitul vlogului, pentru că ne-am întors să zburăm spre casă tot de acolo și am avut două zile la dispoziție să vizităm. Am luat un autobuz până în Casablanca și apoi spre Meknes. Meknes este unul dintre orașele imperiale sau capitale istorice ale Marocului, printre care se numără și Fes, Marrakech, Meknes și Rabat, care este capitala Marocului la momentul actual. În acest oraș se îmbină elementele arhitecturale europene cu cele islamice. Orașul este înconjurat de ziduri înalte și intrarea se face pe 9 porții monumentale. Aici ne-am cazat noi la un riad foarte frumos, undeva în centrul orașului, pentru că era și ziua mea, am zis să sărbătorim așa într-un fel frumos. Nu eram singuri acolo. Fiecare cameră era diferită și cu cufere, cu... Să ziceai că ești undeva la un sultan acasă și aici ai. Și micul dejun, vreau să zic că m-a impresionat, am mâncat nicăieri un mic dejun mai copios ca ăla. Am cazat acolo 2 nopți. Avea și terasă frumos de unde se vedea tot orașul. La 30 de kilometri nord de Meknes se află cele mai faimoase ruine romane din Maroc, și anume Volubilis. Sunt înconjurat așa de un peisaj idilic, numai dealuri pline cu măslini și în depărtare se vede și un sătuc foarte interesant pe un vârf stâncos. Mula Idris. Mula Idris, da, care își are numele de la stră nepotului Muhammed, cel mai venerat sfânt din Maroc. După ce am vizitat ruinele, am mers să vizităm și orășelul. Am urcat, că este cumva, după cum v-am zis, pe un vârf stâncos. Am vizitat pe acolo și a venit seara și a fost
prima noapte în care ne-am pus cortul, am avut, asta nu v-am zis, aveam și cortul la noi. Despre cort, să vă povestim că pe vremea aveam un cort, eram cu resurse mai limitate și aveam un cort greu, de 3 kg. De 3 persoane. De 3 persoane, 3 kg, vaud. Și noi, ca să nu cărăm 3 kg, am luat doar prima parte a cortului. Care prima folie care cu meș, așa, nu te apără de ploaie, te apără doar de vânt și îți creează un pic o intimitate. Și ne-am pus într-o livadă de măslin, a fost o noapte superbă. Bine, a fost un mix de senzații, că te gândeai, mamă, poate ne atac, că era chiar la marginea orașului, la Idris ăsta, adică 2-3 km am mers pe jos. A doua zi am început să facem stopul, cred că ăsta a fost punctul în care am început noi să facem autostopul, că până aici ajunsesem cu autobuz, și am pornit spre nord, spre munții Rif, să vizităm perla albastră a Marocului și anume Chef Chaouen. Chef Chaouen, da. Am făcut stopul toată ziua și am ajuns seara târziu. Și am văzut niște băieți cu rucsaci în spate. Erau marocani, dar erau din altă zonă și veniseră și ei în vizită acolo să viziteze. Cu chitări, cu chestii. Mai hipi așa și ne-am băgat în seamă cu ei, cum sunt eu, domnule, unde vă duceți, ce... Și a zis, domnule, mergem aici sus să punem corturile pe un stâncă. Zic, da, putem să venim și noi, da, haideți. Și am mers cu ei. Și ne vedeam că e cam înorat așa, zic, ia să vezi că ne plouă. Și am găsit pe la niște tomberoane de-astea un celofan și l-am luat, zic, bă, dar dacă ne plouă, punem celofanul peste corp, punem două pietre și sperăm să treacă. Și așa a și fost, am fost sus acolo, n-am apucat să punem cortul imediat, că a început să picure. Am pus celofanul, ne-am retras, ne-am băgat la cort și uite așa, am trecut noaptea cu bine, n-a plouat cine știe ce. Bine, a fost veselie, ții minte că cântau băieții la chitară, da, a fost atmosferă frumoasă, se vedea frumos Chef Chaouen luminat undeva în vale. Mi se părea că suntem în camping, am făcut o poză, zic, uite-mă că mai sunt și alții cu cortul, nu suntem numai noi paria, dar ei oricum, cortul ăla e ceva, ei au cortul ăla de beduini, ai cortul turistic, sunt foarte rare, nu am văzut decât pe ăștia de-a lungul timpului. Da, dimineața ne-am trezit. Ne-am strâns bagajul și am pornit să vizităm orășelul. Da, țin minte, coborând treptele așa, erau, mirosea frumos, a clătită. Ah, da. Și crep. Erau femei, făcea acolo crep. Cred că a fost prima dată în excursia asta când n-am întrebat cât costă. Zic, bă, cât ne-o lua? Asta e, dați-ne și nu 6 bucăți sau nu, 3 bucăți și după aia 3 bucăți. De ce este acest orășel pictat albastru? Ei bine, sunt mai multe teorii, nu este un răspuns ferm. Unii zic că a fost pictat de către evrei care s-au refugiat aici din Spania, alții zic că culoarea albastră ține la distanță țânțarii, insectele, mă rog, sau că te protejează de căldura aia din miezul verii, albastru ar ține un pic de răcoare, așa. Unii zic că... Eu am zis că e pe fundul mării, de-aia e albastru. Da, unii zic că... De fapt, cei mai mulți zic că albastru este culoarea mării, a cerului. În islam, culoarea albastru înseamnă optimism, fericire. Fiecare se leagă de ce poate. Cert este că îl vopsesc de două ori pe an. Da, ca să-și păstreze... Că deja este faimos orășelul albastru, vin turiști să viziteze, să facă poze. Vin mai mult să fumeze acolo, e capitala legală a fumatului. Exact. Pentru că o chestie importantă pe care eu știam de prima vizită în Maroc, poți să cultivi marihuana acolo, nu este interzis, dar nu poți să o vinzi, să o exporți mai bine. Sau exporți. Să consumi chiar. Poți să consumi, da. Legal. E o plantă medicinală, cum ar veni. Dar ideea e că te întreabă lumea pe stradă, aseară atunci când am ajuns, hașiș, ne tot întrebau, hașiș. E frumos să te lași pierdut pe străduțele albastre,
fiecare ușă are un farmec aparte, fiecare fereastră, oamenii își pun ghivece colorate pe case, cu floricele. E frumos, dar greu, că trebuie să cobori, să urci, să cobori. Da. Medina este plină de tarabe cu suveniruri, ca în orice orășel turistic din Maroc. De aici am făcut autostopul spre Fes. Orașul acela labirint pe care trebuie să-l vizitez când vin în Maroc. Este, ca și Meknes, o capitală istorică, un oraș imperial, înconjurat de ziduri înalte. Se intră pe câteva porți, principala fiind Bab Bujlud. Este albastră pe exterior și pe interior este verde, culoarea islamului. Ce este de reținut este că de-a lungul timpului orașul nu și-a pierdut în autenticitate. Te-ai impresia că te-ai întors, nu știu, 1000 de ani în timp. Exact. Oamenii păstrează cu sfințenie tradițiile, obiceiurile. Asta e bine pentru ochiul turistului, că vine, poate să vadă cum era viața cu 1000 de ani. Iar pășești într-o altă lume când intri în acest labirint. Medina din Fes este cea mai bine conservată din lume. Aici trebuie să fii pregătit să te pierzi. Deci nici o hartă, nici un GPS nu o să facă față felului în care sunt dispuse străduțele. Și trebuie să reziști tentații de a urma sfaturile unui localnic care oricum o să ofere să te ghideze. Noi n-am putut să scăpăm de unul. Aici a fost cea mai negativă experiență. Nu, în Marrakech la întoarcere a fost cea mai negativă. O să povestim. Ah, da, am înțeles, nu aici. Da. Aici cred că am acceptat și noi să ne conducă, pentru că eram total pierdut și nu ne găseam Riadul la care ne cazasem. Da, se construia ceva pe acolo, era și întuneric. Da. Și am ajuns, ne-am cazat și la un Riad ieftin, adică printre cele mai ieftine. Ieftin era fix în centrul Medinei și avea și o terasă panoramică de unde aveai priveliștea cu întreg era orașul. Greu de găsit. Când am ajuns acolo, ții minte că ne-a zis, ați reușit? Cel mai frumos mod de a explora Medina este să te lași pierdut pe străduțele astea, să simți mirosul ăla de condimente, să te lovești de tarabe cu fructe, de măgari, de lume pe stradă. Ce să mai? Carnavalul simțurilor, șocul acela și cultural, și olfactiv, și vizual. Locul pe care nu trebuie să-l ratezi când vizitezi Fes este tăpăcăria Ciura, cea mai cunoscută chestie din Fes. O simți după miros. Da. De la terasele magazinelor cu produse din piele, poți admira felul în care oamenii prelucrează pieile animalelor sacrificate. Ei folosesc metode antice. Pișelău de vacă. Urină de vacă, varne stins, fecale de porumbel. Mirosul este atât de înțepător când intri acolo, dar noroc cu oamenii de la intrare care îți dau crenguțe de mentă și le freci în palmă și le folosești ca scut, ca să nu... Să nu cumva să le evitați, să credeți că vă îmbârligă, nu? Luați-le! Luați-le, că aveți nevoie, da. Thank you.
tot în Fes se află și atelierele de fabricare a covoarelor. Covoarele astea chiar sunt opere de artă. Universitatea Al-Karawin, cea mai veche universitate arabă din lume, care este cea mai importantă instituție de învățământ superior islamic. Într-una din zile am mers și în afara orașului, am urcat pe niște dealuri să vedem orașul de sus. Țin minte că ne-am întâlnit și cu niște fotografi americani, ne-am împrietenit. Eu țin minte acolo că am văzut poliția călare. Da, poliția călare, da. Cai. Sunt și niște ruine acolo, merită explorată toată zona aceasta a orașului Fes. Am luat un autobuz să ieșim din oraș ca să facem autostopul spre sud. Țin minte că ne-au luat niște tipi, așa păreau ceva interlop, nu știu, aveau o mașină luxoasă. Aveau Mercedes de la scump. Eram un pic așa morcovit. Acolo sunt toate rablele de mașini, adică și în Egipt și astea. Merge de Cobra la putere? Nu țin oamenii, dar nu țin oamenii la estetică. Și când vezi un Mercedes nou, te pune pe gânduri, așa. Și plus că se vedea pe ei că sunt bine îmbrăcați. Da. Nu știu, a fost puțin dubios, dar oamenii erau foarte prietenoși. Ne-au dat bere să bem. Am văzut pentru prima dată că există și bere la sticlă. Băi, ești nebun? Da. Că în țările astea arabe nu prea există alcool decât pentru turiști. Ei nu prea au voie datorită religiei. Bine, i-a oferit lui Victor. Mie nu mi-a oferit. Da. Probabil a zis, băie, femeie, nu bea sau ceva. Ce-a, mă, că a dat Cristina când a băut, a dat berea peste cap. Da, mă rog. S-au închinat ăia, deși ei n-au cu semnul crucii. Și știu că am trecut printr-un peisaj din ăsta montan frumos, niște munți roșii. Ne-au oprit băieții acolo să facem poze cu lacul. Lăsat într-un sat de berberi, am mai făcut stopul de acolo, ne-au luat și niște turiști francezi. Am mers destul de mult în ziua aceea, am schimbat mai multe mașini la autostop. Unele dintre povești ne-au marcat și le mai ține minte, pe altele pur și simplu nu ni le mai aducem aminte, totuși au trecut 5 ani și o grămadă de experiențe. Într-un final am ajuns la următoarea noastră destinație de vizitat și anume Uzud.